Pandemia de coronavirus creează nenumărate probleme sistemului sanitar, iar virozele respiratorii bat la ușă. Primele trei tranșe de doze cu vaccin antigripal au fost deja epuizate. Din păcate, la cabinetele medicilor de familie ajung prea puține doze, iar pacienții care beneficiază de vaccinare gratuită trebuie sortați după gravitatea bolilor de care suferă. De exemplu, din cei 700 de pacienți cronici înregistrați la cabinetul medicului Angela Mazdrag, doar aproximativ 40 vor putea fi vaccinați gratuit. Presupunând prin absurd că s-ar ajunge așa la 100 de doze, la 100 de doze, hai să zic și 200, din 700. Pe cine vaccinez, pe cine nu vaccinez? Cum pot eu să-i spun uneia că pe tine te vaccinez, dar pe tine nu te vaccin? Am avut, cred că, vreo 20-25 de pacienți care au venit și s-au vaccinat în perioada respectivă, după care vaccinul efectiv a dispărut și nimeni nu s-a mai vaccinat. Fără așteptări prea mari, cei peste 200 de medici de familie din Buzău merg la Direcția de Sănătate Publică să-și ridice vaccinurile repartizate de Ministerul Sănătății. Ei pleacă însă cu câteva doze de ser antigripal pe care trebuie să le împartă celor câteva sute de pacienți cu risc mare de complicații. Colegii mei nu au primit aceste doze. Procurarea vaccinului la Buzău este o adevărată aventură. Deci ești programat strict într-o anumită zi, între anumite ore, te duci, aștept să-ți citească două hârtii pe care le duci și care oricum sunt înscrise în niște programe naționale. După ce le citește și după ce îți spune o viză pe ele, te duci să-ți iei vaccinul. Când DSP-ul are obligația să pună la dispoziție a medicilor vaccin, interesul este al DSP-ului să vaccineze. Din păcate, vaccinul nu este de găsit nici în farmacii. Primele doze s-au terminat foarte repede, iar cererea este în continuare foarte mare. Sunt total insuficiente. Vreau să vă spun că în comparație cu anii anteriori, când în farmacii se găsea vaccin antigripal și cine dorea să se vaccineze putea să-și cumpere, la momentul ăsta în farmacie nu se găsește neam de vaccin antigripal. Oamenii au înțeles că totuși prețul vaccinului este mult mai mic decât tratamentul pentru 7 zile într-o gripă obișnuită. Dar acum, în contextul acestei epidemii, este mai... cu atât mai important. Potrivit directorului executiv al Direcției de Sănătate Publică, Cristina Ungureanu, la Buzău sunt așteptate peste 50.000 de doze cu vaccin antigripal, o cantitate dublă față de anul trecut. De la Ministerul Sănătății am fost înștiințați că până la sfârșitul anului vom mai primi încă 4 tranșe de vaccin, care însumate ar fi peste 50.000 de doze de vaccin antigripal, deci anul acesta. Față de anul trecut, cantitatea s-a dublat și sperăm să fie o cantitate suficientă, astfel încât populația să beneficieze de vaccinul antigripal. La nivel național, Ministerul Sănătății anunță că din cele 3 milioane de doze cumpărate de stat pentru acest sezon, 500.000 vor intra în țară începând cu luna noiembrie. Drept urmare, un pacient va ajunge să fie vaccinat abia în decembrie, iar formarea de anticorpi se va produce mult prea târziu, după ce sezonul gripal a început.